Salutare tuturor! În acest video vom rezolva ultima problemă, și anume 6, de la subiectul de antrenament numărul 3. Să vedem despre ce este vorba și mai ales dacă um, atunci când ai rezolvat ai obținut același rezultat a apărut și baremul de corectare dacă um, ai nevoie de explicații suplimentare pentru rezolvarea acestui, acestui tip de problemă, rămâi până la final să vedem care este soluția pe care eu ți-o propun se consideră cubul ABCD prim ABCDA'B'C'D' C D cu lungimea diagonalei AC' egal 6 radical din 3 Prima cerință este să arătăm că aria laterală a cubului este egală cu 144 cm. Noi știm că diagonala unui cub are o formulă specială, adică latura radical din 3. Cum această diagonală este cunoscută, este dată, în enunț 6 radical din 3, putem afirma, putem conclude că latura cubului este de 6 cm. Dacă avem latura uh, muchia cubului, putem afla aria unei fețe laterale, adică latura la puterea a doua, înseamnă 6 la puterea a doua, 36, iar pentru a afla aria laterală a cubului trebuie să o mulțim cu 4, deoarece avem 4 astfel de fețe uh, laterale ce sunt congruente. 4 mulțit cu 36, care ne dă 144 cm cubi. Haideți să vedem uh, ce trebuie să facem pentru trei puncte, adică cerința de la B, trebuie să determinăm măsura unghiului dreptelor B C, adică diagonala dintre uh, diagonala feței laterale de aici și OB, unde o reprezintă intersecția dintre AD' și a prim D, adică punctul acesta. Haideți să vedem cum anume putem să facem acest lucru. Am unit pe B prim cu C și pe B cu O. Să găsim acel BO. B prim C este paralel cu A prim D ambele fiind diagonale în fețe uh, opuse și paralele în cub. Asta înseamnă că unghiul dintre B prim C și OB este același cu unghiul dintre A D și OB. Dar noi observăm că acest OB este inclus în triunghiul A DB, care are toate laturile congruente, deoarece sunt diagonale în fețe laterale ale cubului. A'D este diagonal la feței ADD a feței a A'B B este diagonala feței ABB' și DB este diagonal a feței ABCD' Diagonala unui pătrat, fețele cubului sunt pătrate, cu muchia AB de 6, am calculat-o la punctul A, înseamnă că acest triunghi echilateral are latura de 6 radical din 2 cm. Cum A prim D intersecta cu A este punctul O și A A este un pătrat, înseamnă că diagonalele se înjumătățesc în segmente congruente. Deci A prim o egal cu O D. Înseamnă că O este mijlocul lui A D, iar triunghiul A prim fiind unul echilateral, rezultă că BO este mediană și înălțime în acest triunghi. Deci BO perpendicular pe A D. Ceea ce înseamnă că unghiul dintre latura BO și AD este de 90 de grade. Înseamnă că și unghiul pe care noi îl căutam, dintre BC și BO, este tot de 90 de grade. Aceasta a fost uh, problema, a fost puțin mai uh, ușoară. Părerea mea că problemele de la CUB sunt mai ușoare. Deci. Uh, dacă și tu te de descurci la cub, sper că un exercițiu de genul acesta să fie și la evaluarea națională, pentru că punctajul pe care poți să-l obții să fie unul cât mai mare. Atât a fost și cu acest video am încheiat testul de antrenament numărul 3. Nu uitați, exersați, relucrați toate testele tot timpul să fiți cu materia învățată și vom începe să rezolvăm un alt test, tocmai pentru a avea exercițiu. Ne vedem uh, uh, în următorul videoclip și uh, nu uitați, uh, dacă ceva nu este înțeles sau ai oricare altă întrebare la un test, la o problemă pe care o rezolvi în particular, poți să ne scrii și noi te ajutăm. Papa. Pa! pa!